Forțele ruse au lansat în ultimele 24 de ore peste 100 de atacuri în 5 regiuni din Ucraina. Cea mai mare parte dintre acestea au fost respinse de armata ucrainană. De la începutul războiului au fost uciși cel puțin 464 de copii și aproape tot atâția sunt anunțați dispăruți, anunță Procuratura Generală din Ucraina. Armata rusă a bombardat din nou una din străzile orașului Kherson. Atacurile s-au soldat cu 3 decese. Anunțul a fost făcut de șeful administrației militare regionale Kherson, Alexander Prokudin. Potrivit oficialului, fragmente din muniții au rănit oamenii, iar din cauza unei lovituri de obuz, o mașină a luat foc. Forțele ucrainene au continuat luptele în orașul Bahmut și înaintează în contraofensivă, atacând pozițiile inamicului din prima linie. Am tras în pozițiile inamicului. Trecem prin pădure, prin câmp. E dificil de condus. Este greu să vezi artileria și obuzele care aterizează în imediată apropiere. Totuși, supraviețuim cumva. Ținta noastră este infanteria inamicului. Uneori sunt vehiculele blindate sau tancuri. Tehnica de luptă din dotarea rușilor este ținta principală. La 10 km de Bahmut, în localitatea Chasiv Yar, locuiau aproape 13.000 de persoane înainte de război. Cei puțini care au rămas s-au obișnuit deja cu sunetul bombardamentelor. А куда ехать? А где кому мы нужны? Скажите, на 2200 я поеду куда? Пенсия. Unde ar trebui să mergem? Unde ar trebui să locuiesc cu o pensie de 2000 de hrivne? Nu este de lucru, iar apartamentele sunt foarte scumpe. Locuitorii din Chasiv Yar se întâlnesc în locurile unde se distribuie apa potabilă, considerată un lux, la fel precum gazul și electricitatea. Îmi încarc telefonul aici, dar până ajung acasă, 10% din baterie dispare. Nu locuiesc în apropiere, am un drum lung de parcurs pe jos. Primim pâine și o livrăm în zonele care sunt adesea bombardate sau în localitățile mai îndepărtate. În puținele magazine care mai activează, pâinea și laptele sunt livrate o dată la două zile. Nu se știe câți oameni au rămas în oraș, însă persoanele care doresc să plece sunt evacuate. Se acordă prioritate familiilor cu copii, dar evacuăm și bătrâni, mai ales pe cei din cartierele care sunt puternic bombardate. Procuratura Generală Ucraineană a anunțat sâmbătă că de la începutul războiului au fost uciși cel puțin 464 de copii, iar alți 934 au fost răniți. De asemenea, 367 de copii sunt anunțați dispăruți.